Lidl pregătește surprizele din cooking show-ul tău preferat. Am ajuns în sezonul 4 la Șef la Cuțite, în etapa de bootcamp, la faza cu fregăturile la rece, unde am fost eliminat. În sezonul 6 am reușit să ajung cu o etapă mai departe, în faza cu tapasurile, și se pare că am o problemă mică cu gustăricile, nu reușesc să trec de ele și am fost eliminat din nou. Astăzi voi face un surf and turf reinterpretat. Cotlet de miel împreună cu sanjac, acompaniat de două piureuri, unul de morcov și unul de mazăre, ulei de ierburi și sos brun de oase. Am ajuns în Marea Britanie în 2013. Îmi doream de mic copil să ajung acolo și să fiu un bucătar celebru. De-a lungul timpului am lucrat în mai multe domenii, am lucrat și în grădinițe în Marea Britanie, am gătit pentru copii, am lucrat și ca barista câteva luni, într-un final ajungând să lucrez ca și sous-chef la restaurantul unde lucrez în momentul de față. Nu știu de ce nu am reușit să intru în echipe. Eu sunt foarte încrezător pe mine, dar șefilor nu le-a plăcut ceea ce le-am făcut eu, presupun. M-am supărat rău de tot, foc, m-am dus acasă, am urmărit emisiunea, sunt așa un pic nebun din fire și m-am dus și pe la un restaurant cu o stea și m-am dus să învăț mai multe tehnici de gătit, să mă pregătesc mai bine pentru emisiune. M-am dus efectiv cu japca acolo și le-am spus dacă, nu știu dacă aveți nevoie de un ajutor sau nu, dar eu vreau să învăț mai multe lucruri. Le-a plăcut de mine și m-au luat pentru o lună în probă să lucrez acolo. Îl lăsăm pe Bobby să-și vadă de rețeta sa reinterpretată de Surf and Turf. Până... Astă seară am venit susținut de persoana mea proprie, ca de fiecare dată, și sunt foarte încântat. Pentru că nimeni nu are curajul să vină și să stea cu Bobiță, care nu reușește niciodată să meargă mai departe. Îmi doresc din tot sufletul să ajung în etapa următoare. Vreau să vadă o lume întreagă că, într-adevăr, Bobby, cel de care n-a auzit nimeni până acum, poate să-și facă un nume în domeniul gastronomic în România. Echipa asta nu, de aici nu, încolo. Nu, te rog, nu porunca. Ba da, asta a pierdut. Nu, e timpul, nu e adevărat, mă lepă de Cătălin, pentru că ești supărăgios. Nu poți, ma, nu poți. Mă lepă de el. Ați auzit ce a zis? Nu poți să zici păi așa da, ceva. Păi da, mă, Cătă, mă, dar Gina nu te-ai supărat. Gina a jucat cu el, trebuie să te ții, nene. Nu mă interesează, ați făcut echipă. Zice, hai zice, trebuie să faci. La următoarea farfurie, așa, vreau să faceți versuri despre mâncare. Gustați mâncarea. O să sun un prieten? 3 minute după ceas. Un compozitor, a întorc clepsida de 3 ori. Asta înseamnă 3 minute. Te-ai lepădat de mine. Da, da. Poți să-i dai drumul la clepsida. Păi noi dăm, că trebuie să vină farfuria. Și nu te știam așa supărăcios. Spirat mâinile, frate. Hai mă, dai drumul la aia. Când aveți... sunteți gata, îmi spuneți. Dacă vreți, vă dăm și 5 secunde să vă începeți o idee. Hai, corect. Ei, ia uite, băi. Florin, gata? Hai, da, frumos, versuri. Am zis, gata. Hai, continuiu. Farfuria cea frumoasă, pe banda alunecoasă, bagă. A sosit în fața noastră. Îmbrăcată ca o glastră. Dacă stau și mă uit bine, mielul vine către tine. Și e urmat de Sanjac. Da. De se uită după colac. Mai e mult lucru. Trebuie să le mănânci pe toate, nu te supăra, măi frate. Mama. A fost bună asta, că e supărăcioasă. Da, este. Fie vorba. Hai, ultimul minut. Să gustăm, să vedem ce o să votăm. Da. Mielul de l-am tăia. Sper că o să ne plasă. Înăuntru o vedea. Da. Aoleu. Poate o să și gustăm. Ca să vedem cum să votăm. Ca să vedem cum stăm, da. Ca să vedem ce să votăm. Da. Uite, hai mai aveți, mai aveți 30 de secunde, haideți. 30. Caramizie. Frumoasă. Așa. Sper să fie și gustoasă. Bravo, băi. Mulțumim. Bravo, foarte da. Frumos, da. Bravo, hai, măcar acum ai făcut o echipă bună. N-a zis nimic de sos. Bravo. Data viitoare fac echipă cu voi. Da. Hai, frate, ce faci? Uite și tu.
Bun. Sanjac și miel. Bă, stai așa că mai e și un guacamole pe aici. Asta este Surf and Turf. Da. Băi, o chestie aici puțin mare. Băi, sosul ăla mi se pare că are ceva... Nu știu ce... De ce e culoarea asta așa? E vin roșu. Da, boss. Șanțul din jurul castelului. Nu-mi dau seama ce... Nici ai făcut. Este o redută. E bun sunt. Dar eu nu înțeleg ce a vrut să spun autorul cu acest tip de plating. Care a înconjurat, practic, main course-ul cu acest piure galben. Deci că i-a făcut un descântec, să nu fie... Mielul protejat. Este o poveste de dragoste dintre miel și Saint-Jacques. Da, gen Romeo și Julieta, care... Exact. Și un castel... Care e Romeo? Miel, clar. Saint-Jacques este ca o sirenă care se transformă și poate să stea pe uscat doar noaptea. Verdele este iarba și pământul, da? Da. Chestia de aici este apa. Sosul de vin. Mai, da, mai tulbure puțin, că trește în apă tulburi. Încă nu știe ce se întâmplă. Și scoica iese din apă, pe timpul nopții poate să fie fată, iarăși sare în apă dimineața când răsoare soarele. Și ăsta e soarele, adică soarele o atenționează. Da. Cum apare soarele, trebuie să fie în apă. Asta înseamnă că e eclipsă. Este un bucătar tânăr. Un Jedi. Nu e Jedi. Am are două, trei piureuri. Are două piureuri trei. Și sos. Te rog, Doamne. Două piureuri, sos, ulei, Jedi, și o crustă. Clar. Eu cred că poartă fustă. E femeie. Poezia lui e bună. Versurile pe măsură. V-ați îmbolnăvit? De la noi? Da. Da. Agăte bine Saint-Jacques-ul. Agăte bine mielul. Hai, frate, hai, frate. Nu-mi place gustul, în schimb. Toată asocierea asta și toată combinația de gust este ciudată. Da, sosul e ciudat, da. Omul invizibil, mă, băi, dar cum nu v-ați dat seama? Mă înclin, mă înclin. Ce lume, prietene. Ce faci, mă? Bine, mulțumesc. Băi, de când nu ne-am mai văzut? De un sezon. De un sezon. Așa de mult? Așa, câte la sezonul? Al treilea. Te ții bine, mă, nu te lași. Mulțumesc, niciodată. Arăți exact la fel. Da? Da, nu te-ai schimbat deloc. Deloc. Absolut. N-am slăbit. Gătești exact la fel. Aproape la fel. Aproape la fel. Ai avut sezoane mai bune, să știi. Băi, Bobby, data trecută ai mers până în bootcamp, nu? Da, șef. Până în ultima fază. Tu ai înțeles vreodată de ce n-ai ajuns deloc în echipe până acum? Adică, cum ai perceput tu informația asta? Eu am perceput-o în felul următor, că e ceva, nu știu, din asta universul, e o conspirație a universului să ne dați mereu gustărici la, gustărici la final și eu să nu, mie să nu-mi prea iasă gustăricile. L-ai învățat acum să le faci da, perfect? Perfect pe ele sunt. Deci adică în ultimele luni, luni m-am întâmplat gustărici. Numai gustărici. Ai făcut dar din creme alea, de fără brânză. Pretenții prea mari. Adică... Băi, creme de brânză ai făcut? Da, da, și frecături. Ai făcut frecături. Ai învățat să prăjești nițele pe grătar? Da. Adică le-am prăjit atât de bine încât am avut coadă la restaurant de lucrez acum. Am pus afiș cu mine, concurent la șef la cuțite, în Anglia. Unde, mă, în Anglia? Români de peste tot, da, timp de o săptămână a fost acolo, masterclass, cu 5 etaje, cu atât prăjiți lângă și aia au venit oamenii într-o veselie. Dar tu unde lucrezi în Anglia? Unde ești? Lucrez ca sous-șef la un restaurant, îi zice Bella Italia, e cu specific italienesc. Și tu ai o farfurie exact cu specific italienesc acum. Adică... Bună? Nu știu tu să spui. Păi da, ce e asta? Deci până la urmă e așa un ca un fel de fusion confusion, l-am numit eu, ca un fel de surf and turf, așa, care deci sunt au fost două dișuri separate, le-am văzut la un restaurant Costea Michelin unde am lucrat o lună. No, am plecat o lună de la restaurantul unde lucrez acum, mi-au dat voie, nu că altfel nu plecam și m-am dus fără bani să lucrez la un restaurant Costea Michelin și să învăț tehnici noi și să mă antrenez pentru cu una. Hai, la intrare scârție ușa.
Dacă scârțeia ușa, nu scârțeia ușa, nu, nu. De unde știi, mă, ce ai intrat pe ușa în prin spate, dar la intrare nu știu, aveți dreptate. Vezi, aveți vezi, dreptate. Bă, că nu știi ce ai făcut, mă. Ai zi. Și m-am dus, m-am antrenat. Lună, da? Da, am plecat să mă antrenez special pentru emisiune. Adică mi-ați dat o speranță la sfârșit când a spus că vi se pare că eu sunt interesant, când vă alegeați ultimul concurent pentru echipa dumneavoastră. Și atunci a spus, bă, mi se pare interesant și Bobby. Și atunci am zis, gata, stai să trebuie să mă duc, să vin Bobby, forță. De Bobby, el ziceai? Ce? Păi el ziceai de eram da, singurul. El e Bobby. Nu, mai era un Bobby. Niciodată. Dacă ar fi să mergi mai departe, în ce credeți să faci parte? Păi nu știu, că e complicat, că de două ori la rând am vrut să merg la șef Scărătescu și mi-a purtat ghinion. Și tu dreptate. Da, da, da. Și lui își poartă ghinion. Am ajuns la concluzia că e mai bine și să... lui își poartă ghinion. Și eu am zis așa, am zis, am văzut că se ocupă mai mult cu modele, cu domnișoare, cu așa chestii. A zis că n-am nicio șansă, că m-am născut în sexul greșit. A zis șef. Bun asta. Șef Dumitrescu a zis, nu prea mă place că nu mi-a dat niciodată cuțit. Și la șef Bonteaș mai avea o șansă. Pentru că ne-am împrietenit deja, că ești la al treilea sezon, pot să spun de ce nu mi-a plăcut de tine până acum. Puteți. Acum îmi place de tine. Vă place? Acum da. Spuneți-mi. Nu mai arogant. Da. Eram arogant? Serios? Nu arogant, e perceput așa, erai fiat. Îmi pare rău, dar erai distant și indiferent. Adică... distant, indiferent și atotștiutor. Bobby. Între timp... Dacă ai abonament la Antena Play, ai ingredientul perfect pentru o zi perfectă. Fii gata să vezi emisiunile tale preferate în ediții integrale, oriunde și oricând pe Antena Play.